Zilele de 6, 7 și 8 martie au clocotit la Palatul Național al Copiilor din București, unde zeci de școli de dans din România și nu numai, sute de dansatori au încercat să convingă juriul internațional al competiției Dance Star, organizată sub egida ESDA, European Dance Union, că merită să meargă la finala cea finală din Croația din 20-24 mai. Totuși, cum se poate ajunge pe scena Dance Star? Răspunsul l-am primit de la școala Dance Planet, prin muncă și perseverență. Răspunsul poate părea simplu, dar are în spate lui sute, mii de ore de efort și dedicație din partea copiilor, profesorilor, părinților. Petrecut împreună cu Dance Planet, cu profesorii, elevii, părinții, orele fierbinți de dinaintea concursului internațional Dance Star și împreună cu ei am trecut de la agonie la extaz în timpul concursului. Ceea ce veți vedea și auzi în minutele următoare sunt imagini autentice, needitate, care împreună arată cât de greu, dar și cât de minunat este să ajungi în lumina reflectoarelor și eforturile să-ți fie încununate în cele din urmă aproape firesc de succes. La concurs o oblig cumva să meargă, că s-a îmbolnăvit o fetiță, nu am pe cine să bag și rezerva cea mai bună e acasă. Este greu. Sunt mulți copii. Sunt mulți copii și fiecare are câte o problemă și s-au îmbolnăvit mulți și trebuie să înlocuiți. Și nu toată lumea înțelege chestia asta, că de un copil depinde tot grupul. Și dacă un copil sau un părinte nu vrea să ne ajute sau nu vrea să dea un costum sau nu ajunge la repetiții, tot grupul suferă și asta poate să afecteze să câștigăm sau să nu câștigăm un loc mai sus sau mai jos. Copiii sunt obișnuiți să lucreze în grup cu aceeași partener dreapta-stânga și dacă s-a schimbat o persoană, două, te dezechilibrează și poți să pierzi în concurs. Se pare că ești mai implicată decât toată lumea. Nu, dar atunci, da, ne dorim tot să fim... Pentru ei e o mare realizare. Și dacă nu ne punem pe picioare măcar în ultima zi și nu ne concentrăm, asta e cel mai important minut. Degeaba repetăm noi de luni de zile. Dacă în ultima zi nu suntem cum trebuie să fim, putem să pierdem tot ce am făcut până acum. Ce am zis că facem? Controlezi exact accentul când sare acolo și când e ăla accentul la muzică. Ba 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 ba
Coronița. 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 Doamna Eva. Merg la mașină, stai aici, da? Te prindem în bufă și facem aici antrenament aici. Da. E spatele drept, demi-poat și demi-poat. Jos, să-ți tragi chiloții. Demi-poat. De ce nu spui și mie? De ce am zis că mă duc să văd? De bine, spate, nu vreau să-mi caz. Din spate, ține-l că eu te împing. Își dă dovada să facă laureatul în făcut funde. Da, da. Deschide-l, deschide-l, trage de umăr. Hai, 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 arta ce de sacrificii. Stați acolo, tinde genunchi. Hai, copacul. Hai, 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 hai. Unde te doare aici? Of, 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 dă să pup. Gata, trecut. Hai în patru lăbuțe. Rebecca, ești doare! Concentrează-te! Privirea! Doamnelina, privirea! Sunteți voi, v-ați trezit de dimineață, v-ați dus ciocolată înainte! Jos, 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 jos! Tot acolo te doare? Gata, am terminat. Nu mai dacă dai așa cu mânuța, stricăm tot. Gata. Putem ați combina. Și cap, și cap. Da? Carla, nu știu piciorul ăla de lege, mergi în spate. Cincea, Ilona, cincea. Și arabesc, și jos. Arabesc, și jos. Iar ea nu strâmba piciorul, era spate. Și jos. Hai, 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 du-te, 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 hai, 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 mă, mami, haide, ce s-a întâmplat? Cum adică te doare gâtul? Încă o dată, arată, trebuie să fii pe centru, încă o dată, încă o dată, vreau cambreu, dacă nu mi-l faci în concurs. Hai, du-te, du-te, și sus. Mulțumim, urmează numărul
146, visul lui Don Quixote. 146. Profesoară, cum a fost? Bine! Bine! Mult mai bine decât data trecută. Acum așteptăm încă puțin 2 ore. Așteptăm pentru următorul moment. Care a fost primul moment și ce urmează? Am avut Don Quixote și au ieșit bine și acum avem Palladio. Sper să iasă mult mai bine decât data trecută. Sperăm să le țină, să nu fie obosite, că sunt de la ora 10 și acum este ora 5:20. Deci sunt de niște ore aici, să sperăm să nu se plăștească și gata. Eu m-am plăștit. Și așteptăm să intrăm. Mă, poate facem un nani? Vedem. 9 ore aici. Mă simt stoarsă de energie. Epuizat. Mai aveți? Cu ce mai intrați? Dansul contemporan. Intră Monica cu Palladio și trebuie să stăm să o susținem. Foarte obositor. Și copiii au nevoie de energia noastră și noi după o zi de genul ăsta, o zi de concurs așa, plecăm extenuați. La a doua zi de concurs, vezi că sunt mai relaxat astăzi. Suntem mai puțini. Nebunia a fost ieri. Aseară am stat, am montat, am pus pe YouTube toate filmulețele și am văzut că părinții n-au dormit până la 2-3 noaptea. Au stat și au dat like-uri la filmulețele și pozele pe care le-am pus. Și au dat seama, adică cei care au fost pentru prima oară și-au dat seama de implicările unui concurs. Eu sper să încep să mă obișnuiesc și să nu mai mă implic așa de mult. Să... Noi profesori, noi care suntem în Dance Planet, pentru că școala este relativ nouă. O școală nouă, la început. Atunci când mergem la concursurile astea, ne emoționăm și noi mai mult decât copii. Astăzi participă Ruxandra Popa. La Ruxandra e mai multă siguranță, are mai multă experiență din punct de vedere al concursurilor. Și are un dans, nu că ar fi dansul meu, dar e un dans foarte reușit și un dans bun. Avem partea a doua, Tarantela Florilor, o tarantelă foarte veselă, făcută acum 2 săptămâni. Dar mie îmi place foarte mult și așa emoționantă și la sfârșit l-am pregătit o surpriză. Pentru că este perioada 1-8 martie, o să le oferim un cadou.
Și cam asta e. După aia avem după aia avem gimnastică ritmică la categoria Open și Adina e pentru prima oară în concurs și emoțiile sunt și acolo foarte mari. De asta îmi doresc ca școala asta să creeze artiști foarte frumoși la toate categoriile, și la balet, și la gimnastică, și la street dance. Cred că noi suntem cea mai completă școală dintre toți care, cei care participă astăzi aici, sau mâine, sau ieri. Facem de toate. Eu sper să le facem pe toate bine. A ieșit tata. A zis că ați văzut niște fete, dar sunt pe scenă, nu? Da, da. Sunt sexy! Sunt sexy? Yeah. Și mai vrei să mai vezi fete? Da! Te-a plăcut? Da! Încălzirea lor se face invers decât a noastră. De acum, dacă trecem, nu mai merge. I-am zis oamenii, adică trebuie ceva să arate foarte tare. Domnul profesor de canto se implică foarte mult în activitatea de dans a noastră, intrăm unii peste alții. Fiecare vine cu sprijin, suport. Doar unii peste alții, ca să clarificăm. Da. S-o tăiați la montaj. Ei sunt trupa Next Level Kid, pregătiți de Oana Neagă. Facă forță în mișcări! Privirile nu sunt lateral, dreapta, stânga, chiar dacă sunt... Și dacă era aici manipulise, nu vă uitați la el, voi în față! Trebuie să acaparați publicul, să... Nu știu dacă vin cu pasă aici, nu trebuie să... Nu știu, da, sunteți pe azi, tot bine. Nu sunteți... Poți, dansezi... Rup aia mici de 7-8 ani. Rup scena. Și voi, da, lasă rupați, lasă ia premioți, lasă fim... Ui, dansăm și noi aici, venim, facem 3 pași, ne facem, dar să plecăm acasă. Nu, dacă sunteți acolo 3 minute, rupeți. Dance Planet.
locul întâi poate Pro Dance Planet. Locul 3, Dance Planet. And the first place goes to Don Quixote Dance Planet. Și locul 1, Visului Don, da, Quixote, da, Dance Planet. Fetelor, acolo în poză, da? Unde ați fugit? Kids Squad Dance Planet. Group Children, locul întâi, Kids Squad Dance Planet. Locul întâi, Beethoven's Fifth Secret Dance Planet. Zâmbiți, vă rog. Locul 3, Național Folkloric Formation Children, Tarantela Florilor Dance Planet. Fetelor, rămâneți pe scenă, fetelor. Second place, Titanium Dance Planet. Locul 2, Titanium. Aproape terminat de fericire, nu mai pot. A fost foarte greu. Mare emoții am avut, nu ne așteptam la locul întâi, dar ne trebuie multă, multă muncă și vom reuși.